doliu în România, după ce un renumit profesor și arheolog a încetat din viață. Este vorba despre Nicolae Ursulescu de la Facultatea de Istorie din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza Iași. El a murit duminică dimineață, la vârsta de 80 de ani. Vestea tristă a fost dată de un coleg de breaslă. Nicolae Ursulescu s-a născut pe 2 aprilie 1943 în Iași. Nicolae Ursulescu provine dintr-o familie cu vechi tradiții în domeniul învățământului, dragostea pentru istorie fiindu-i insuflată de tatăl său, profesorul Nicolae Ursulescu din Basarabia. Ororile celui de-al doilea război mondial au determinat familia să plece la Brăila, unde tânărul Nicolae a urmat studiile liceului Nicolae Bălcescu. Nicolae Ursulescu a primit de-a lungul vieții numeroase titluri. El a fost doctor în istorie, din 1983, cu teza Primele culturi neolitice pe teritoriul Moldovei, susținută la Facultatea de Istorie Filosofie a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, conducător științific, profesor universitar dr. Mircea Petrescu de Îmbovița. Nicolae Ursulescu a fost membru al Uniunii Internaționale de Științe Preistorice, membru al Institutului Român de Tracologie, membru al Societății de Științe Istorice din România, membru al Comisiei Naționale de Arheologie, 1991-1995, dar membru fondator al Centrului Interdisciplinar de Studii Arheoistorice, din 2000, îndeplinind funcția de director.